Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Doctorul Naturii intră din nou în casele dumneavoastră din acest moment. În emisiunea de astăzi vorbim și noi, ca și toată lumea de altfel, despre coronavirus și despre COVID-19. Alături de mine în studio a revenit doamna profesor dr. Maria Pop, specialist în terapia cu plante. Bine ați revenit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Vorbim despre coronavirus și COVID-19 la emisiunea Doctorul Naturii. Interesant, neinteresant, ar trebui să punctăm sau nu? Subiectul de această dată l-ați ales dumneavoastră. Da, l-am ales de fapt împreună, pentru că și dumneavoastră ați propus ceva. Eu m-am gândit la câteva lucruri care poate ar fi interesante. Da, noi la Teleplus am mai vorbit despre coronavirus și COVID-19 și dumneavoastră ați avut intervenții în care ați oferit mai multe informații despre coronavirus, despre câteva plante care ar fi indicate. Deci nu este o premieră la Teleplus, dar la Doctorul Naturii, da. Și pentru că avem 20 de minute la dispoziție, putem să detaliem mai multe despre aceste probleme decât ați făcut cu altă ocazie. Ok. Foarte bine a spus, așa este. Da, vă rog. Da, coronavirusurile sunt o familie mare de virusuri care trăiesc în natură, au diferite gazde și produc boli respiratorii severe. Dintre acestea, pentru că sunt foarte multe, importanță mare s-a acordat la două virusuri foarte agresive, virusul SARS și virusul MERS. SARS a apărut în China în 2002 până în 2003, iar MERS a apărut în Orientul Mijlociu în 2012. Actualul virus, SARS-CoV-2, provine din virusul SARS-CoV prin mutații genetice și este mult mai agresiv, se consideră că ar fi chiar de 1000 de ori mai agresiv, mult mai stabil și are o putere mai mare de infecție. De altfel s-a și dovedit acest lucru de când a apărut această pandemie. Da, și apare la noi în februarie anul acesta 2020, deja în martie se declară pandemie. Produce boala numită COVID-19. Deci virusul SARS-CoV-2, boala e COVID-19. Ce se știe precis? În primul rând, știm că nu sunt medicamente antivirale specifice și nici vaccin. Se știe că perioada de incubație coincide cu perioada de infecție, ceea ce înseamnă că odată contaminată o persoană, deja răspândește virusul fără să aibă simptome. Acesta este motivul carantinei, de exemplu. Se știe că perioada de incubație e 3-7 zile, până la 14 zile. Deja au stabilit medici că perioada de contaminare ar fi din prima zi până cam în a 11-a zi. Iar pe la 14 zile, deja contaminarea este aproape zero. Simptomele, în prima fază, seamănă foarte bine cu virusul gripei sezoniere. Deci, apare sub formă de strănut, dureri de gât, febră ridicată și o stare generală a organismului alterată. Ei, da, ușor, imediat, nu durează mult, apar simptomele caracteristice. Acest virus agresiv se localizează la nivel pulmonar, chiar la nivelul alveolelor pulmonare, unde produce imediat o deficiență respiratorie. Și ca atare, problema este destul de gravă. Acum, medicii au spus că persoanele care au supraviețuit terapiei intensive au produs la un moment dat o furtună de citochine, un fel de celule inflamatorii, care au avut drept urmare dezvoltarea imunității excesive. Iar sistemul imunitar a răspuns la acest val mare de citochine
printr-o deteriorare a țesutului pulmonar și risc de fibroză. Deci, vedeți, de aceea se întâmplă ca după ce ai trecut printr-o astfel de boală să îți simți plămânii mai sensibile. O altă problemă pe care medicii au depistat-o mai târziu este riscul de coagulare a sângelui. Vedeți acum, concomitent, la terapie intensivă, se dau și medicamente de anticoagulante. Acum noi ne vom gândi astăzi să prezentăm ceva plante care și-au dovedit prin cercetări puterea anticoagulantă. Depistarea virusului știm clar că se face sigur prin testul molecular, care ce face? Evidențiază genomul viral. Așa cum a spus dumneavoastră, am vorbit noi odată despre virus și am spus că orice virus are un genom viral format fie din ADN, fie din ARN. Ei, de data aceasta SARS-CoV-2 are genomul viral format numai din ARN și mai are proteinele virale. Proteinele virale ajută virusul să se atașeze de celula gazdă, să pătrundă prin membrană, să ajută la replicarea virusului. Ca atare, noi, dacă ne vom gândi ce plante ar fi bune pentru combaterea acestui virus, ne vom gândi exact pe acest segment. În primul rând ne vom gândi la dezvoltarea imunității, că imunitatea normală, sănătoasă, este foarte ok. Folosind plante, noi nu ne dezvoltăm excesiv imunitatea, numai atunci când e vorba de boală sau de medicamente, se poate vorbi de imunitate excesivă. Dar ne vom gândi și la plante care să împiedice atașarea virusului de celula gazdă, să împiedice pătrunderea în celula de la nivelul plămânilor și chiar există plante care inhibă replicarea virală. Acum, sigur că noi ne luăm după cercetări care s-au făcut de-a lungul timpului asupra diferitelor virusuri agresive. Acum, presupunem că aceste plante ar fi bune și pentru combaterea virusului SARS-CoV-2, tot așa cum medicii au stabilit că clorochina, care au fost eficiente pentru combaterea malariei, este eficientă acum și pentru combaterea virusului SARS-CoV-2 și de aceea și în China, și în România, și în alte țări, se folosește sulfatul de clorochină. Sulfatul de clorochină combate, în primul rând, pentru acest lucru s-a folosit combaterea pneumoniei, dar am auzit că sunt mulți, unii medici recomandă și chiar preventiv pentru această pneumonie produsă de SARS-CoV-2. Bun, acum noi ne gândim la plante. Vedeți că circula la un moment dat folosirea de apă cu lămâie este un mit sau este un adevăr? Dar chiar așa. Da. În acest caz. Eu am urmărit și răspunsurile erau, da, este, n-au combătut medicii, zicea, da, este bună, dar nu este sigură. Ei, acum eu am găsit o explicație științifică. Toate citricile, lămâia, cât și celelalte citrice, conțin o substanță numită hesperidină. Hesperidina este și sintetică și care chiar în unele cazuri s-a dat sub formă de medicament pentru combaterea virus COVID-19. Deci, citricele conținând această hesperidină înseamnă că apa cu lămâie nu este un mit, ci este un adevăr. Și acum, ce face hesperidina referitor la acest virus? Blochează atașarea virusului de celula gazdă. Deci face ceva foarte important. Am auzit diferite păreri la televizor că dacă luăm apă cu lămâie, o înghițim, virus și majoritatea merg pe cale digestivă și atunci pe cale respiratorie vor rămâne mai puțini și infecția va fi mult mai mică. Deci și aceasta
E bună explicația, dar... Și să continuăm că la nivelul stomacului se vor distruge dacă vor ajunge da, în sistemul este, digestiv? Da, și acest lucru poate să fie un adevăr, dar mai ales hesperidina, e adevăr că hesperidina e un polifenol recunoscut, natural, care face acest lucru. Deci, efectiv, confirmate cercetări. Acum, alte plante care au fost confirmate de cercetările științifice în combaterea altor viruși agresivi. Aș începe în primul rând cu artemisinina, o substanță activă care se extrage din familia pelinurilor. Există acel gel de pelin, Artemisia. Artemisia absinthium, pelinul alb, Artemisia annua, pelinița, Artemisia vulgare, pelinul negru, toate pelinurile prin extract natural conțin acea substanță activă numită artemisinină, care are o puternică acțiune antivirală. Și nu numai atât, artemisinina reglează și diviziunea celulară, de aceea se recomandă artemisinina pentru combaterea tumorilor. Artemisinina, adică acțiunea antivirală a artemisininei, a fost dovedită chiar la noi în țară, de Asociația Română de Plasmaforeză. Ei, dar pe plan european, încă din 2008, Germania, la Institutul de Biologie Farmaceutică din Heidelberg, a confirmat acțiunea puternică antivirală a artemisininei în combaterea a două virusuri foarte agresive, virusul herpes simplex și virusul hepatitei virale A și B. După 6 ani mai târziu, tot același centru de biologie farmaceutică a dovedit acțiunea artemisininei pentru combaterea virusului papiloma. Iar puțin mai târziu, în alte centre, s-a dovedit combaterea virusului care produce boala Lyme, deci boala aceea produsă de căpușă. Da. Deci, ca atare, dacă această substanță activă, aceste plante, pelinurile, deci tot genul pelinului, a putut să combată aceste virusuri agresive care acțiune confirmată prin cercetări, ne putem gândi că artemisinina ar putea combate și virusul SARS-CoV-2. Înțeles. Pentru că noi nu ne... Totul este nou acum, noi nu știm, că nu s-a produs... Până acum n-a fost această infecție, deci noi totul învățăm. Apoi, alte confirmări de cercetări științifice, este vorba de compușii borului. Dintre compușii borului, noi am mai vorbit de borul organic care se găsește doar numai în fructoboratul de calciu. S-au făcut cercetări chiar la noi în România, la Institutul Biobor din Craiova. Dar cercetări s-au făcut la nivelul întregii lumi. Nu întâmplător, Organizația Mondială a Sănătății prevede și recomandă 1-3 mg de bor pe zi și spune că minimum 3 mg bor ar trebui să-l aibă fiecare organism. Deci, ca atare, această cantitate de 3 mg bor s-ar găsi în 130 de mg de fructoborat de calciu. Exact cât ar înca pentru o capsulă. Dacă am umplea o capsulă cu fructoborat de calciu, acum o capsulă medie, ar fi tocmai doza cât ne trebuie minim pentru o zi. Acum, bun înțeles, sunt tot felul de suplimente alimentare, unde sunt bine gândite și respectă aceste cerințe științifice. Acum, ce face borul? Ce face acest bor? Acest bor din fructoboratul de calciu are capacitatea, și faptul este confirmat științific, de a inactiva proteazele virale. Pentru că proteinele acele virale despre care am spus sunt acționate de enzimele numite protease virale. Ori dacă se inhibă proteazele, proteinele nu pot acționa și ca atare virusul nu se poate replica, nu se poate înmulți. Deci iară este un lucru foarte important.
Și același lucru, cum aceeași acțiune pe care o joacă borul prin acțiunea antivirală asupra proteazelor virale, îl joacă și curcumina extrasă din planta numită turmeric, din rizomii de turmeric, pulberea acea galbenă, care există și sub formă de capsule, dar există și sub formă de pachete și putem să o punem în mâncare și vorbeam odată că este foarte activă și este poate doar activă și prea puțin activă dacă nu este în prezența piperului, când o punem în mâncare, vorbesc. Așa. Deci, altă substanță. Salcia. Salcia, care aspirina este naturală, planta folosită de atât de mult timp, acum devine în actualitate. Și știți pentru ce? Pentru cu puterea ei anticoagulantă. Deci rezolvă puterea la rezolvă la nivelul sângelui, împiedică formarea de cheaguri sanguine, ajută la descompunerea celor formate, deci asigură fluidizarea sângelui. Pentru că cercetările făcute asupra oamenilor decedați au confirmat că au confirmat prezența cheagurilor nu numai la nivelul plămânilor, cum știam noi înainte, ci la nivelul și altor organe. Salcia, nu numai din punct de vedere al anticoagulant este importantă, ci și din punct de vedere antiinflamator, din punct de vedere antifebril, scade temperatura, din punct de vedere antialgic, reduce durerile care apar în cadrul unei viroze. Și chiar s-a stabilit că are un caracter și pentru antistres, pentru reglarea emoțională. Pentru că știm că stresul, dacă nu este stăpânit, duce la stare de anxietate. Starea de anxietate nestăpânită duce la depresie. Și ca atare, uitați-vă, de aici pornesc lucrurile, de la stres. Așa, deci am vorbit despre salcie. Să găsim o altă plantă, lichenul de piatră. Lichenul de piatră este lichen islandicus, este o plantă la care zice lichen de piatră sau alții zic mușche piatră, crește pe vârful munților. Este planta care are o acțiune emolientă la nivel pulmonar. Acțiunea lichenului de piatră a fost confirmată asupra unor bacterii patogene foarte puternice, așa cum este pneumococcus, care produce pneumonia pulmonară, bacteria coc, care produce tuberculoza pulmonară, iar în ultimul timp a fost confirmată și acțiunea asupra bacteriei Helicobacter pylori. Deci dacă acest lichen de piatră este așa de eficient în combaterea unor bacterii puternic agresive, înseamnă că poate ar fi bun și pentru combaterea virusului SARS-CoV-2. Deci ar fi bun și în această boală, adică COVID-19. Adică și face treabă bună dacă ar ajunge. Ne gândim, așa. Iar ne putem gândi la planta echinacea, care știm că este considerat un vaccin natural. Știm că planta echinacea conține un polizaharid cu denumirea de echinacozidă, care această substanță activă îi dă calitatea de vaccin natural. Alchilemidele din constituția acestei plante îi dau caracterul antiinflamator. Chiar reglează și celulele macrofage. Deci și aceasta este o plantă puternic imunostimulentă. Poate și acesta este faptul că atunci când sunt persoane care au boli inflamatorii, deci acele persoane înseamnă că au o imunitate prea exagerată, la acele persoane chiar nu se recomandă echinacea. Deci ar fi bine să folosim alte plante. Ne gândim apoi la acizi grași esențiali tip omega-3, care de exemplu se găsesc în cătina albă. Acizii grași omega-3 intră în componența membranelor celulare, reglează permeabilitatea celulară și atunci o membrană sănătoasă celulară nu va permite pătrunderea unui virus care este un corp străin pentru membrana celulară.
cătina albă este importantă și pentru proprietatea de a regla elasticitatea vaselor de sânge. Vasele de sânge, dacă sunt elastice, ele nu vor permite atașarea pe dinăuntru ateroamelor, a cheagurilor de sânge. Or să ne gândim că cătina albă poate să frâneze chiar homocisteina, un aminoacid care este o toxină pentru vasele de sânge, pentru că duce la sclerozarea vaselor de sânge și la favorizează apariția ateroamelor, deci depunerea grăsimilor și cheagurilor de sânge pe dinăuntrul arterelor. Și de ce poate face cătina acest lucru? Pentru că în cătină se găsesc toate trei împreună vitaminele B6, B9 și B12. Datorită acestui fapt, cătina poate să facă acest lucru. Da. Colegul meu îmi spune că mai avem 2 minute până la finalul emisiunii. Așa, atunci... Ar fi ceva care ar trebui să menționăm, anumite plante? Am spus plante care m-am gândit că ar fi importante, dar să mai zicem și uleiurile esențiale. Sunt și ele antibiotice naturale, antivirale, antiinflamatorii, antimicrobiene, dintre care aș aminti uleiul esențial de eucalipt, care are spectrul cel mai larg. Iar ca și reguli generale, să respectăm tot ce s-a spus. Adică spălarea cu apă și săpun, regulile de igienă, dezinfectarea cu alcool, dar acele soluții emoliente care formează o peliculă după ce ne-am spălat cu apă și săpun, ce să vă zic, distanțarea, masca... Regulile cunoscute, care sunt amintite de altfel de 2 luni încoace. Ventilația este foarte importantă, să știți, în camere, la birouri, tot timpul să ventilăm, că atunci aerul și soarele sunt factori nocivi pentru virus și ca atare noi suntem în siguranță. Iar dintre plante, așa cum s-au încercat anumite medicamente, așa să încercăm și anumite plante. Există oameni de știință care știu să conceapă în mod științific asociația dintre aceste plante și atunci ne pot ajuta. Ori noi, în primul rând, trebuie să ne formăm un organism puternic ca să nu ne atace virusul. Iar dacă asta presupune o imunitate bună. Nu mai avem timp, dar aș fi dorit să vă întreb, poate să detaliem puțin sau să dăm o idee generală despre plantele pe care dumneavoastră le-ați amintit. Pentru că, în mod normal, noi spunem de fiecare dată să se respecte indicațiile de pe prospect. Da, în cazul de față, trebuie să spunem același lucru? Trebuie, în mod sigur. Se discută despre o altfel de rețetă pentru fiecare produs în parte, pentru fiecare plantă în parte. Știți cum e? Dacă apare un produs gândit de oameni care au conceput produsul în urma cercetărilor științifice. Să respectăm totul. Iar dacă nu există produs, plantele despre care am vorbit, de exemplu, plantele de pelin, le putem folosi și simplu sub formă de ceai, sub formă de tinctură, dar mai ales sub formă de extract natural, trebuie să scrie acolo, conține artemisinină în prospect. Am înțeles. Mergem pe dozajul minim sau dozajul maxim în cazul de față? Dacă e vorba de o prevenție, putem merge pe minim. Dacă e vorba de un tratament, mergem pe maxim și la artemisinină, și la compușii borului și chiar putem asocia cu salcea. Deci astea ar fi cele mai importante. Deci artemisinina, compușii borului și cu salcea. Astea trei luate concomitent s-ar putea să frâneze evoluția virusului. Iar la cătina, de exemplu, și la echinacea, echinacea este foarte bună pentru imunitate, cătina la fel, plus pentru vitaminizare. Luăm doze maxime? Păi, de exemplu, putem începe ziua cu un suc de cătină. Fie că e suc direct, fie că este un sirop format din suc, care îl preparăm cu apă, dar să fie sucul preparat prin presare la rece, pentru că ăla e. Și pe stomacul gol? Pe stomacul gol, sigur, în mod sigur. Am înțeles, mulțumesc, a fost o emisiune interesantă. Vă aștept și data viitoare să vorbim și despre alte lucruri și alte plante. Cu mare plăcere! Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la emisiunea Doctorul Naturii. Mulțumim că ne urmăriți! La revedere!